Salut! În vlogul de astăzi o să comentez accidentul rutier produs de către un polițist în București. O să mă limitez la a comenta strict regulile de circulație încălcate, așa cum am făcut și cu alte ocazii pe canalul meu de YouTube, dar nu pot să trec mai departe fără să vă spun că regret enorm acest accident, că regret enorm faptul că uniforma de poliție care ar trebui să salveze vieți de această dată a luat o viață și vreau să vă spun că am fost la multe accidente mortale de-a lungul carierei mele, dar cele mai dureroase și cele mai sensibile sunt accidentele în care sunt implicați copii. Vreau să vă mai spun că atât eu cât și toți colegii mei cu care am discutat ne dezicem complet de gestul pe care l-a făcut polițistul atunci când a verificat starea victimei cu piciorul și vreau să vă asigur că nu toți polițiștii suntem la fel. Acum o să trec la comentarea accidentului de circulație, strict pe baza imaginilor și vreau să fac precizarea că șoferul beneficiază de prezumția de nevinovăție, așa cum beneficiază orice altă persoană și bineînțeles că organele competente vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Dar eu voi comenta pe baza imaginilor și pe baza experienței mele în poliție. După cum ați văzut și voi probabil la televizor, este vorba de cele două fete care se angajează în traversarea străzii. Nu se vede foarte bine pe imagini, dar ulterior am stabilit că era o trecere pentru pietoni, marcajul nu este foarte vizibil și la un moment dat vine o mașină de poliție care le accidentează. Una dintre cele două fete este aruncată în față, apucă să fugă fiind rănită grav, am înțeles, iar cealaltă fată este luată pe capotă și proiectată 10 de metri. Acum, haideți să o luăm pe rând și să încercăm să vedem vinovății. În primul și în primul rând, în urma informațiilor care ni s-au comunicat, autoturismul, autospeciala de poliție, da, nu era în misiune. Și când vorbim de misiune, vorbim de misiune cu caracter de urgență, atenție, este foarte important, dar nu vorbim de misiune permanentă, de polițist aflat în timpul serviciului. Și vreau să vă spun că avem dreptul să încălcăm reguli de circulație atunci când mergem la misiuni cu caracter de urgență. Caracterul de urgență este bine definit în lege și se referă strict la misiuni în care este pus în pericol viața unor persoane, sunt puse în pericol bunuri și care necesită o prezență imediată a organelor de poliție. Ceea ce, în cazul de față, am înțeles că nu s-a pus problema pentru că era vorba de un polițist de proximitate care, de regulă, poliția de proximitate nu se deplasează la misiuni cu caracter de urgență. Nu cred că există la București polițiști de proximitate care să intervină la 112. Bun, deci am stabilit clar că polițistul nu era în misiune, așadar era obligat să respecte toate regulile de circulație ca oricare alt participant la trafic. Și din imagini constatăm cel puțin două reguli de circulație pe care le-a încălcat el, așa la prima vedere pe care le văd eu. Prima ar fi clar neacordare de prioritate pietoni care se angajau în traversarea străzii regulamentar, da? Pe trecerea pentru pietoni. Chiar dacă marcajul nu este foarte bine vizibil, deși din imaginele pe care le-am văzut ulterior în presă, se văd un pic, chiar dacă sunt șterse linile, se văd puțin, îți poți da seama că este o trecere pentru pietoni, dar era indicatorul trecere pentru pietoni, indicatorul care era vizibil și care se vedea de la distanță și care îți transmite ție ca șofer faptul că urmează o trecere pentru pietoni, ceea ce te obligă pe tine să le acorzi prioritate tuturor pietonilor angajați în traversarea străzii. Următoarea regulă de circulație pe care a încălcat-o polițistul în cazul de față, conducătorul auto, pentru că vă mai spun un lucru. Eu să-i spun polițist pentru că așa a ieșit în presă și așa e și generic, dar legea nu distinge. Indiferent că este polițist, că este taximetrist, că este șofer de camion, că este pur și simplu un student, trebuie să respecte aceleași reguli de circulație. Dar sunt de acord cu faptul că polițiștii trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți participanți la trafic. Bun, a doua regulă de circulație este limita de viteză. Și vă spun din experiență, pe baza avariilor pe care le-am văzut la autospeciala de poliție, cât și pe baza distanței parcurse de autoturism după locul impactului, pot să estimez, da, pe baza expertizelor pe care le-am făcut în dosarele mele penale, că a avut o viteză undeva la 70-80,
dacă nu mai mult, dar cel puțin 70-80. Asta, repet, este o presupunere, nu este o certitudine, în condițiile în care limita maximă de viteză în apropierea trecerii pentru pietoni este de 30 km/h. Oricum, legea nu face diferență dacă ai avut 50 peste limita maximă sau ai avut 10 km peste limita maximă. Este practic o regulă de circulație încălcată, dar probabil va cântări foarte mult la stabilirea pedepsei pe care o vor stabili cele competente, nu eu aici. Eu aici doar comentez strict ca reguli de circulație încălcate. Așadar, până în prezent avem vinovăție exclusivă a polițistului și haideți să încercăm să vedem dacă ar putea fi o culpă și a pietonilor. Ei bine, l-am dat citit niște comentarii că pietonii au fugit, nu s-au asigurat. E bine, vreau să vă spun că regulile circulației nu le interzic pietonilor să fugă pe trecerea pentru pietoni. Așadar, trebuie să avem cu toții în atenție pe viitor acest aspect, pentru că în cazul în care pietonul traversează strada în fugă, toți suntem obligați să-i acordăm prioritate și dacă l-am accidentat, noi, conducătorii auto, suntem vinovați pentru producerea accidentului. Deci pietonului nu este interzis să alerge pe trecerea pentru pietoni. Ăsta este motivul pentru care trebuie să ne uităm foarte atent și să încercăm să anticipăm intenția pietonului tocmai pentru a evita aceste tragedii și, bineînțeles, trebuie să avem o viteză redusă și care să ne permită să oprim astfel încât să evităm impactul. Deci, cred eu că pietonilor nu li se poate reține nicio culpă, mai ales că ei au venit din partea stângă. Au parcurs, după cum văd eu aici, cel puțin 4 metri pe carosabil, ceea ce îi dădea posibilitatea conducătorului auto, polițistul în cazul de față, să le perceapă și să anticipeze traversarea lor. Mai este un aspect care trebuie avut în vedere aici și anume faptul că trecerea de pietoni nu era marcată corespunzător și se poate reține și o eventuală culpă a administratorului drumului public. Dar asta depinde de anchetă, depinde de probele administrate și depinde de o eventuală expertiză. Probabil se va face o expertiză, nu știu să vă spun, dar trebuie să se dovedească cu exactitate dacă acel marcaj a influențat sau nu producerea accidentului și dacă în cazul în care exista marcaj, polițistul putea sau nu să evite accidentul de circulație. Dar asta se va stabili ulterior, pentru că cineva trebuia să verifice că aceste lucruri corespund și la fel. Uite, vreau să fac un apel către urmăritorii mei să faceți, imediat după ce vedeți acest vlog, o plângere către administratorul drumului public, către primărie, da, din localitatea voastră, dacă trecerile pentru pietoni și indicatoarele nu sunt vizibile. Pentru că eu cred că acesta este un gest banal pe care îl putem face cu toții, tocmai pentru a se reduce astfel de tragedii pe viitor. Și vă asigur că și eu voi fi mai incisiv în aplicarea de sancțiuni în astfel de cazuri. Bun, revenind la culpa pietonilor, vreau să fac o precizare pentru că este important să rămânem cu ceva din această experiență, tocmai pentru a se evita pe viitor tragediile, știți că mie îmi place să tragem niște concluzii utile, și anume în cazul în care polițiștii ar fi avut girofarele, dar sirenele în funcțiune. Să presupunem că era o patrulă de poliție care mergea la o intervenție, la o misiune cu caracter de urgență, avea în funcțiune semnale acustice și luminoase și lovea pietoni. Ei bine, în acel caz, o parte din vină o au și pietoni. Ancheta va dovedi dacă este culpă exclusivă a pietonilor sau este și culpă comună, dar sigur, o parte din vină o au și pietonii și vreau să pun un pic accentul aici pe acest lucru și vreau să mă adresez colegilor mei polițiști, pur și simplu ca o recomandare. Vreau să atrag un pic atenția asupra acestor pericole și să înțelegeți, dragi colegi, dragi polițiști, să înțelegem cu toții, pentru că mă refer inclusiv la mine aici, că mașina de poliție nu ne dă așa o carapace, o aură protectoare și chiar dacă avem dreptul, atunci când suntem în misiune, să încălcăm anumite reguli de circulație, să le încălcăm responsabil, pentru că prea puțin contează cine este vinovat. Important este să nu se producă o tragedie și important este să se salveze viețile oamenilor. Așadar, atunci când mergeți în misiuni, atunci când vă grăbiți, grăbiți-vă încet, grăbiți-vă responsabil și asigurați-vă că toți ceilalți participanți la trafic v-au văzut și să aveți grijă să nu produceți o tragedie. Pentru că, repet,
Nu este important cine este vinovat, important este să nu se producă accidentele de circulație. Încă o dată, îmi exprim regretul pentru această tragedie, le transmit condoleanțe membrilor familiei și tuturor celor care au cunoscut-o pe Raisa. Sper doar să ne fie învățătură de minte tuturor, pentru că avem obiceiul ăsta de a uita. Uităm repede și vă rog cu toții să fim mult mai atenți, indiferent că suntem instructori auto, că suntem examinatori, că suntem polițiști rutieri, că suntem, administratori drumului public, da? Cei care sunt responsabili cu vopseaua, că suntem polițiști în misiune sau polițiști în timpul liber, că suntem taximetriști, indiferent de profesia pe care o avem, da? Că suntem pietoni, bicicliști, conducători auto, haideți cu toții să fim mai atenți, pentru că iată, este dureros când moare cineva. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, iar până data viitoare fiți de bună credință și vă rog eu frumos, aduceți-vă aminte permanent de această tragedie atunci când sunteți în trafic și adoptați un comportament defensiv și preventiv.